Neața! Este marți și m-am gândit să încep un nou vlog. M-am trezit, m-am machiat, m-am aranjat și acum o să stau în casă, în curte, să ascult păsărelele. Am ieșit aici ca să vorbesc cu voi pentru că sper că le auziți. E un concert, am ieșit aici să ascult concertul. Și m-am gândit să vorbesc puțin cu voi așa. Vedeți că începem un nou vlog, nu știu exact ce o se întâmplă, să vedem. Cel mai probabil o să vedeți câteva cumpărături de la Carrefour, de pe Bringo, pentru că am dat deja comanda și ar trebui să ajungă, și câteva cumpărături de la piață din nou. Da, și cam asta se întâmplă. Nu știu exact câte zile o să țin vlogul ăsta. Dar, da, vedem ce o să se mai întâmple așa pe parcurs. Afară este foarte, foarte cald, vedeți că sunt numai eu și în pantaloni scurți. Și am venit, m-am așezat puțin aici pe șezlongul ăsta ca să aud concertul care se întâmplă în curte. A fost cu intrare liberă. Așa, sper că n-am ruși pe dinți. Ba da, că de ce nu? Tot timpul am ruși pe dinți, nu știu de ce se întâmplă treaba asta, dar tot timpul, de fiecare dată, cred că în fiecare vlog sau în fiecare clip, trebuie să am eu ruși pe dinți. Da. Și asta e treaba, vedeți în spatele meu gazonul care deja e mare și a trebuit tuns din nou. Am mai comandat două pungi de gazon de la Carrefour, pentru că acesta are niște goluri așa prin el și aș vrea să fie mai des. Acolo, dacă vedeți ceva, este o din aia, cum se numește, de vie. Acolo, cel mai furtun. Și ales margarete. Mă cam enervează margaretele alea acolo, nu știu ce să fac cu ele. Nu știu dacă să le las sau să le tund, să le tai. Nu știu, mă mai gândesc. Nu prea, nu, sper că nu arată chiar bine. Nu știu de ce, parcă arată așa dubios, parcă e o tufă alandala. Gata, ne auzim mai târziu că mă doare mâna și cred că să mă duc în casă. Pentru că, hei, ce credeți, mi-e foame. Și trebuie să ajungă și cumpărăturile acelea. Și cumpărăturile de la Bringo, bine, de la Carrefour, prin Bringo. Am luat 3 din asta de bacon, de la Aldis, un pachet din asta de biscuiți de 450 de grame, nu știu exact de ce l-am luat, pentru că nu vreau să fac o prăjitură sau ceva de genul, dar am zis că, nu știu, mai mănânc așa, mai ronțăim din când în când și îi plac și lui Argos foarte tare. Niște ouă. Un carton din ăsta de ouă sau cofrag, nu știu exact cum se zice, de 30 de ouă mărimea M. Așa, un polonic, pentru că ce credeți, am avut un polonic, ia uitați, mă vedeți și pe mine. Am avut un polonic din acela din plastic și ieri l-am spart. Da. Și avem supă și n-aveam ce să pun supa. Bine, m-am chiuit eu cu lingura ceva, dar nu e același lucru. O sticlă din asta de lapte de la Zuzu, 6 pliculețe din astea cu ovăz și zmeură de la Dr. Edgar Vitalis. Îmi plac mult de tot astea. Nu știu cât de sănătoase sunt ele. Dar, da, ce mai e sănătos în ziua de azi? Văd că au zahăr, da. Da, nu știu, mie îmi plac. Mai mănânc așa din când în când. Niște alune, pardon, arahide coapte și sărate. Pentru prietenul meu, eu nu prea mănânc alune, pentru că, nu știu, mă doare capul de la ele, nu știu care-i faza. Așa. Niște pișcoturi din astea de casă de la Panitrans, nu știu exact ce firme astea, sunt ziene pentru tine. Deci astea sunt niște pișcoturi foarte, 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 foarte bune și chiar seamănă cu alea făcute în casă. Sunt așa, nu știu, sunt super bune. Așa, am luat aici niște cornulețe din astea cu umplutură de prune pentru că, nu știu, mi-a fost mie poftă. Am luat 2 din astea de compot de ananas. Îmi place mult de tot compotul de ananas. Ăsta e de la, habar n-am, Gianna, nu știu, mă rog, așa, îmi place mult compotul de ananas, după cum vă ziceam, și îmi place și ananasul, să mănânc așa, dar da, din când în când mai iau din astea de compot. Pentru Argos i-am luat aici o din asta de dental fresh, niște sticks-uri din astea, văd că sunt pentru câini. De talie medie. N-are nimic, o să-i dăm 2. E pentru dantură și la lai. Mai luăm din când în când. Așa. Aici o chestie din asta de la Purina. Friskies, nu știu ce. Nu știu, nu am mai luat niciodată din asta de la Purina. De obicei nu prea îi dau
hrană din asta complementară, așa, pentru că, da, nu știu, mi se pare că e un fel de, chestiile astea mi se par a fi, nu știu, așa, nu știu, gen cum sunt chipsurile la noi, cam așa le văd. Și nu știu dacă sunt așa chiar sănătoase, nu știu câtă carne au, habar n-am, nu știu ce sunt făcute, dar din când în când îi mai luăm și am mai luat și o pungă din aceea cu biscuiți de la Pedigree, dar bineînțeles că i-am dat-o deja, bine, nu toată punga, dar a văzut cumpărăturile și bineînțeles a vrut și el ceva și i-am dat și lui, așa, niște alune din astea de la arahide, alte arahide de la Carrefour, nu știu, prăjite sărate, habar n-am, nu știu. Aici o pungă de chipsuri, tot așa, marcă proprie Carrefour. Și mai avem aici două pâini și cremă din asta de la Chif. Și mai am AS, un albitor și degresant, nu știu ce. Și mai am un plic din asta cu, cum se numește, un albitor de rufe albe și nu știu ce, la la la. Da, nu știu, l-am luat eu pentru niște Adidas. Să vedem dacă o să facă treabă bună sau nu. Chiar sunt curioasă. Și mai am două chestii să vi le arăt. De fapt, trei. De fapt, două. Trebuie să mă duc afară ca să vi le arăt. Revin. Așa, vă ziceam că am mai luat ceva. Am luat tot din asta. Ia uitați. A, așa. Acum nu bate vântul, dar e foarte, foarte drăguț. Am pus aici într-un ghiveș din asta cu flori. Așa, și am mai luat ceva, imediat vă arăt. Am luat două pungi din astea de gazon, nu știu, gazon economic, nu știu ce firmă e, habar n-am. E singurul gazon pe care l-am găsit pe aplicația Bringo, mai am 5% baterie. Vă ziceam că e singurul gazon pe care l-am găsit pe aplicație. Și da, nu știu, eu sper să fie bun, habar n-am, nu știu, am avut tot felul de semințe din astea de gazon, de la firme mai mari până la din astea mai micuțe. Și da, nu știu, habar n-am. L-am luat și eu pe ăsta. Acum să vedem. Ia să vedem. Din martie până în octombrie se împrăștie prin împrăștiere încrucișată. La 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 la. Da, nu știu, vreau să mai pun așa. Bine, vrem. Să mai punem așa, pe unde mai sunt goluri în gazonul pe care îl avem deja. Și da. Să vedem, să sperăm cu teatru. Chiar nu știu. A fost, după care ceva, nu știu ce are pe aici. A fost o pungă din asta, o blei, parcă, sau ceva de gen. Da, destul de ieftin, da? Să vedem cum o să fie. Și da, cam astea sunt cumpărăturile. Vorbim mai târziu. Legumele și fructele. Avem aici 5 kg de căpșuni. Ia uitați, arată foarte, foarte bine. Am înțeles că sunt căpșuni de România, dar oricum sunt super bune. Noi mâncăm dimineața și așa, când vrem să ronțăim câte ceva, mâncăm căpșuni. Evităm să... Bine, cu toate că am luat și prostii de ronțăi, dar mai mâncăm și căpșuni. Așa, am mai luat aici, cred că 5 legături de ceapă din asta verde. Wow, dar ce mare e. 5? Parcă 5. Așa. Și 1 kg de ceapă din asta uscată, o bucată din asta de brânză, 1 kg. Cea de data trecută a fost foarte bună. Să sperăm că și asta o să fie super bună. Așa, aici cred că 1 kg de castraveți sau coațâcă. Așa. Bam. Roșii n-am mai luat pentru că mai avem. Am luat... două legături din astea de mărar și două de pătrunjel. Eu de obicei, bine, nu o să folosesc astăzi pentru că nu o să fac nimic de mâncare. Bine, avem deja de mâncare și nu o să-l folosesc verde, dar o să-l toc și o să-l pun la congelator, așa ține mult mai bine. Pentru că mi s-a întâmplat de foarte multe ori să-l țin în apă, mărarul sau, mă rog, pătrunjelul leușteanu, și să mi se usuce, să se usuce. De fapt, nu știu, să fac așa, să mai fie bun după o zi, două. Așa că e mai ok să îl toc. Îl bag la congelator și îl am mult timp. Așa, am mai luat aici doi arghi din ăștia capia. Vai, dar ce mici sunt. Da, ce micuți sunt. Da, merg oricum. Și 1 kg de banane. Pentru că mai mâncăm tot așa dimineața sau cu căpșuni. Da, gata. Astea sunt cumpărăturile și de la piață, a venit piața la noi. Astăzi este miercuri și m-am gândit să vorbesc puțin cu voi. Ieri n-am mai vorbit pentru că, nu știu, nu s-a mai întâmplat nimic interesant și cred că am și uitat să deschid telefonul să vorbesc cu voi. Bine, camera telefonului.
Așa, astăzi este miercuri, este destul de târziu, este 5 fără ceva. Afară e foarte urât, toată ziua a plouat și astăzi m-a apucat și pe mine să bag câteva, bine, ar trebui să bag niște haine la spălat și voiam să le pun afară, pentru că dimineața era soare, dar între timp, nu știu ce s-a întâmplat și a venit așa, nu știu ce am făcut, nu știu ce s-a întâmplat între timp și a venit așa ploaia și da, asta e. Da, voiam să vă zic că astăzi s-a întâmplat ceva foarte drăguț. Voiam de mult timp să-mi iau o periuță electrică de dinți și am tot căutat, găsim ceva de la Xiaomi, n-am fost foarte hotărâtă dacă să o iau, să nu o iau, nu știu ce, și până m-a hotărât, eu am comandat-o prietenul meu și astăzi a ajuns. Și da, sunt foarte fericită, foarte încântată, abia aștept să văd cum este, pentru că încă n-am folosit-o pentru că nu e încărcată, trebuie să o țin la încărcat, nu știu ce. Se încarcă wireless, mă rog, dar la un cablu în acela USB care se bagă în laptop și se încarcă acolo. Și da, sunt foarte, foarte, foarte încântată. V-am zis, căutam de multă vreme o periuță electrică și sunt foarte curioasă de ea. Sper ca de seară să o pot, adică cu siguranță să o pot folosi. Am înțeles că, nu știu, are ceva, trei funcții din astea de curățare, albire și ceva pentru dinți sensibili sau gingii sensibile. Așa, și ce mai are? A, se încarcă wireless și, nu știu, ține bateria, cică, nu știu, 18 zile, parcă, sau ceva de genul. Mă rog, oricum, nu contează foarte tare treaba asta, pentru că pot să o pun la încărcat pe parcursul zilei, bine, de fapt, nu. Pot să o pun la încărcat noaptea, să o folosesc dimineața și apoi de dimineață până seara. Da. Și cam asta este treaba. Nu s-a mai întâmplat, v-am zis, nu s-a mai întâmplat mare lucru. Astăzi trebuie să-mi spăl și părul, pentru că s-a îngrașat. Mi se îngrașă părul foarte repede, nu știu exact care este problema, dar așa se mai întâmpla în perioade în care părul se îngrașă super, super, super repede, adică a doua, a treia zi, deja gata. Trebuie să-l spăl, dar oricum nu e problemă că, da, asta e, păr lung, bine, păr, nu contează dacă el nu s-a scurt, tot trebuie să-l speli. Dar da, astăzi a intrat clipul cu produse terminate și am văzut că v-ați uitat și că v-a plăcut foarte mult. Da, trebuie să editez clipul care mă gândesc să postez miercuri, vineri și sâmbătă sau duminică, un vlog. Așa mă gândesc. Nu. Miercuri, vineri și duminică. Miercuri, vineri să fie, nu știu, ori machiaj, ori ceva, habar n-am, nu știu. Și duminica să fie o zi pentru vloguri. Așa m-am gândit eu. Nu știu dacă o să fac mereu vloguri, pentru că vedeți că nu prea am ce să vă arăt așa. Vă mai arăt eu câteva cumpărături, ce am mai făcut, nu știu ce, nu știu cum. Dar, da, momentan e și perioada asta. Pentru că altfel ne-am fi dus noi și ne-am fi plimbat peste tot, prin magazine și peste tot. Sinceră să fiu, mi-este atât, atât de dor să mă duc să caut, nu știu, să mă duc așa, să mă plimb prin magazine, nu știu, peste tot. Așa, și mi-e foarte dor să caut într-un second hand, deci, nu știu, mi-e atât de dor să mă duc și să caut acolo, nu știu, tot felul, habar n-am, nu știu exact ce, dar mă duc să caut în second hand. Îmi place foarte mult să caut în second hand-uri. Chiar aveam o perioadă, nu mai știu când, anul trecut, parcă? Anul trecut, când mă duceam așa în oraș și luam așa în fiecare second, la rând. Da, am găsit, să știți, de foarte multe ori chestii foarte drăguțe în second-uri. Fără să vreau, pur și simplu, nu știu, mă duceam așa, uite un second, ia să intru în el, și atunci găseam, ba, o rochiță, ba, nu știu ce. Am găsit anul trecut niște rochițe din acelea cu, cred că o să vi le arăt eu, de fapt, una chiar am purtat într-un clip. Cred că în clipul cu produse care m-au dezamăgit, port o rochiță care este luată din second și este foarte drăguță și are un imprimeu din ăla așa, gen cum îi zice, cu pene așa și tot felul de chestii și e foarte drăguță și aici are așa un decolteu în V și cu puțină dantelă aici pe piept, e superbă. Dar am luat-o anul trecut, da, am găsit-o prin vară sau, mă rog, pe la sfârșitul verii, parcă, prin septembrie sau prin august, nu, prin august parcă am găsit-o, dar n-am purtat-o niciodată. Adică am purtat-o doar în clipul ăla cu
cu produse care m-au dezamăgit, dar în rest n-am purtat-o așa, nu știu, să mă simt, pare atât de rău, pentru că e atât de frumoasă și acum nu prea știu unde mă duce cu ea. Dar e frumoasă, e foarte frumoasă și merge și cu sandale, merge și cu Adidas, și merge cu orice. Dar, da, asta e. Și mai am, am mai găsit niște chestii foarte drăguțe, tot așa, niște salopete drăguțe. Cred că am și în clipul cu, nu mai țin minte exact cu ce. Chiar nu mai știu. Aveam eu o salopetă cu, o salopetă animal print. E foarte drăguță și aceea. Dar, da, asta e. Și aș vrea să mă, adică mi-ar plăcea așa să mă duc să mă plimb și prin Sinsay sau Sinsay, Sinsay, Sinsay. Chiar mă uitam pe site zilele trecute, mă uitam la niște pijamale, pentru că nu știu dacă mă credeți, dar eu niciodată nu mi-am cumpărat pijamale. Adică toate pijamalele mele sunt primite de la mame, bine, de la mama sau de la mama soacră, pentru că eu niciodată nu mă uit în magazine după pijamale, nu știu de ce, dar nu mă uit pur și simplu niciodată. Sau pe site-uri când vreau să-mi iau ceva haine, niciodată nu mă uit după pijamale, absolut niciodată. Mă uit după tricouri, după, nu știu, șosete, după pantaloni, rochi, bluze, dar după pijamale niciodată. Da. Știu că sună foarte dubios, dar asta e, nu știu, nu mă uit după pijamale, așa cum mă uit nici după, după când mă uit. Mai era ceva după ce nu mă uitam. După ce, ce nu cumpăr niciodată, nu caut niciodată, nu mai știu. Boluri din acelea. Ba, nu, mint. Odată mi-am cumpărat un bol din Pepco. Odată mi-am luat un bol din Pepco. Mă refer la boluri din acelea mari. Și tot timpul mă vai ce zic, n-am bol. N-am, dar eu unde pun asta că n-am bol? Da, se întâmplă. Da, și asta vă ziceam, că nu prea vă arăt mari multe chestii acum în perioada asta, pentru că nici n-aș avea ce. Astăzi v-am zis, am băgat la spălat, n-am făcut nimic, nimic interesant. Dar, da, aș vrea să mai filmez câteva clipuri, cred că în weekend. Mă gândesc să filmez un clip despre... Da, oricum o să vedeți. O să vedeți. O să vedeți. Ceva foarte drăguț. Am o idee de un clip foarte, 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 foarte drăguț, care sunt sigură că o să vă placă. Sunt foarte sigură că o să vă placă, pentru că am văzut așa... Mi-am dat eu seama că v-ar plăcea. Da, asta vă ziceam. Mă gândeam că astăzi să pun semințele alea de gazon, dar nu, nicio șansă, pentru că plouă, bate vântul. Nu, și am văzut că și mâine la fel. Da, cam asta e treaba. Trebuie să mă duc să... Cred că o să-mi pun o mască pe păr. O mască din aceea înainte de spălare și după ce mă spăl, după ce îmi spăl părul, mai pun o mască. Da, să mai încerc masca aceea de la Mil Mil. Mil Mil, cremă cu argan. Mă uitam pe Facebook într-un grup, chiar cerea cineva o părere despre masca aia și ziceau fetele că nu, nu e ok, că nu le-a plăcut și că nu știu ce. Bine, erau și fete care erau mulțumite acum. Nu știu, îmi tremură mâna foarte tare. Da, nu știu de ce, stau și cu ea aiurea. Nu știu de ce, deci vin aici, probabil vedeți că eu vin mereu aici ca să vorbesc cu voi, pentru că aici am lumina cea mai bună, bate soarele, mă rog, lumina, fix așa pe față și se vede foarte bine, bine, acum nu prea e lumină. Trebuie să iau neapărat bujori ăștia de aici, că au leșinat. Îmi plac bujorii, dar nu îmi plac atunci când îi pun în... Bine, mie în general îmi plac florile, dar nu... să le pun în apă și pe aia să le arunc, pentru că mi-e foarte ciudă, nu știu, nu ciudă, dar nu-mi place să le arunc după, pentru că au fost foarte frumoase și nu vreau să le arunc. Da. Gata. Mă tot gândeam dacă să mai fac ceva bun zilele astea. Un desert, poate vă dau și vouă o idee, dar nu știu ce să zic. Parcă n-aș mai vrea să mai mănânc dulciuri. Dar știți că mănânc căpșuni. Am mâncat căpșuni și aseară. Și astăzi. Așa, am mâncat azi dimineață căpșuni cu... Mi-am făcut un plic din acela de la Vitalis cu ovăz și nu știu ce mai are el acolo, semințe din alea. Așa, și am pus deasupra niște feliuțe de banane și câteva feliuțe de căpșuni. Superb. Și mă uitam la o rețetă de cheesecake. Eu n-am făcut niciodată cheesecake și n-am făcut pentru că cred eu că singurul motiv... din cauza căruia nu am făcut, este pentru că nu am tavă din aia rotundă. Bineînțeles, aș putea să fac și într-o tavă normală, dar eu aș vrea o tavă din aia cu inel ca să pot să
dau inelul la o parte să se vadă prăjitura cum arată ea bine. Are sens, nu? Da. Și de asta ziceam că mă gândeam să-mi iau o tavă din aia și să fac și cheesecake, că am văzut la Jamila o rețetă super simplă și super ușoară. V-am mai zis eu că rețetele Jamile mi se par cele mai ușoare și cele mai, nu știu, simple, așa, și explică foarte frumos. Și da, cam asta este. A, și am mai făcut și, rețetele, îmi mai plac rețetele Emei de pe Gustos. La fel are niște rețete, iam, numai dulciuri. Și am făcut odată, am văzut la ea niște gogoși spaniole, parcă ceva de genul, ești atât de bune, Doamne ferește, deci am mâncat cu topping de caramel. Sunt ca acele gogoși de la, nu mai știu cum se numesc. Țineți minte voi la mare, sunt niște pălării din alea sombrero și au în ele niște gogoși și poți să te alegi tu ce topping vrei. Exact așa ies și gogoșile astea spaniole. Mi se pare că chiar așa se numesc, gogoși spaniole, dar eu știu că acolo de unde cumpăram gogoși din astea așa la pălărie, așa se numeau, sombrero, nu știu cum. Da, era anul trecut la mare. Gata, fetelor, vă las. De fapt, nu vă las, mergem ca să vă arăt, mergem, mă duc eu, ca să vă arăt, trebuie să iau peruța electrică de la încărcat, ca să vă arăt și vouă să vedeți despre ce e vorba și cum arată. Și cred că mai pe seară sau, nu știu, mâine o să revin cu părere despre ea și să vă spun dacă îmi place sau nu. Haideți să vă arăt peruța și vedem după ce se mai întâmplă și ce mai facem. V-am adus aici, așa arată cutia, da, soca se numește. Xiaomi Xocas, nu știu ce, asta e cutia, la, electric, sonic, nu știu cum. Și așa arată ea, are și chestie din asta. Treaba asta, bine, bineînțeles că se dă la o parte de aici, așa, și se încarcă la o treabă din asta, wireless, asta, fearless, cum s-ar zice, asta se bagă în laptop și bam! Îmi pui așa și se încarcă aici. Și a venit și cu niște din astea. Vedeți că a mea, are chestia asta roz aici. Dar ea a mai venit cu niște inele din astea. Ia uitați. Cam asta e. M-am dus să o bag la încărcat. Din nou, pentru că am fost la încărcat ca să vă arăt vouă. Și mi se pare foarte ok așa. E micuță. Nu e nici grea. Dar da, eu v-am zis, sunt foarte încântată și foarte fericită. Am fost tare fericită când am deschis coletul și am văzut ce e, pentru că nu știam ce e. Așa, dar da, sunt super, super, super entuziasmată. Sau, vai, de ce înlucește fruntea. Sunt toată cu un neon. Este ceasul 7:30. Mi-am pus o mască înainte de baie. Mi-am pus, bine, mi-am combinat pe cele două, pe aceea de la Calus și pe aceea de la Milmil. Și mi-am pus așa pur și simplu pe vârfuri, bine, de la urechi în jos. Și acum aștept, nu știu, voi sta cu ea așa, cred că vreo oră, da, până la vreo 8:30, până mai strâng eu pe aici un alt. Și apoi o să-mi spăl părul. Am cam mai devreme niște pișcoturi din alea de la, pe care le-am luat de la Carrefour prin Bringo. Le-am arătat din alea, sunt ziene. Sunt atât de bune. Cred că merg cu cafea foarte bine alea și o să mănânc mâine dimineață, pentru că acum era, deja era prea târziu ca să beau cafea. Și ieri am uitat să vă arăt că mi-a fost poftă de ceva de la Mac. Și am comandat și nu știu ce, am comandat și o cafea pe care n-am băut-o. Am băut-o astăzi. Și da, nu prea. Am băut-o dimineață, de fapt, pe la 9. Eu de obicei beau singură cafea pe zi. Nu obișnuiesc să beau 2-3 cafele, pentru că după aia nu neapărat că nu mai dorm, dar nu știu, nu. Bine, mai beau câteodată când simt nevoia, dar nu simt mereu nevoia să beau 2-3 cafele pe zi. Dar de obicei beau una dimineața, una mai tare așa și mai bună. Și nu mai am nevoie pe parcursul zilei. M-am uitat la periuță și încă nu s-a încărcat.
Din ce am văzut, ca să fie încărcată full, ar trebui să stea la încărcat vreo 12 ore, parcă. Ia, cam asta aici. Chestiuța asta, cărticica ei, ia să văd dacă ai scria. Scria. Bam, bam, bam. Dacă auziți ceva pe fundal, să știți că e laptopul meu. Care are un cooler din ăla, care scoate un sunet. De multe ori mi s-a întâmplat ca în clipuri, adică mi s-a întâmplat să nu postez clipuri pentru că se auzea pe fundal sunetul ăla. Ceea ce era absolut superb. Și până găsesc eu aici unde e în română. Ia, gata. După aia să vă zic de ceva drăguț. Ia să văd. Daily clip. Uitați, are aici trei. Aici. Bam, are trei brushing modes. Daily Clean, Soft, Pulse Mode. Environment. Dar nu scrie că trebuie să stea la încărcat. Dar parcă scria pe cutie, parcă am văzut ceva. Da, nu mai știu, oricum, multe ore. Asta e ideea. Dar totuși aș vrea să încarce, să o folosesc și eu în seara asta până adorm, până, mă rog, mă bag în pat. Vreau să vă zic că mă uit la un serial foarte frumos. Bine, nu știu dacă pot să zic foarte frumos, e cu un umor negru. E ciudat să-l rău așa, s-ar putea să nu vă placă. Pentru că, nu știu dacă, da, puteți să-l căutați și să-mi spuneți dacă v-ați uitat, chiar sunt curioasă dacă l-ați căutat și dacă vă place. Se numește Santa... Nu, am uitat. Se numește Santa Clarita Diet. Dieta Santa Clarita. Ceva de genul. Da, și e ceva... Am râs foarte tare. V-am zis, e o comedie neagră așa. Ei zic că e și horror. Mie, sincer, să fiu, nu mi se pare horror. Bine, eu mă uit la filme horror. Horror, horror, foarte horror. Adică, extrem de horror. Și, da, nu chiar orice film așa în care apare cineva după perdea și face bau. Mi se pare horror, dar, da, bine, nu e cazul în filmul ăsta, în serialul ăsta, dar îmi place foarte mult. E foarte frumos. Da, am făcut o descriere superbă, potrivită, nu știu, IMDB-ului. E un film tare frumos. Da. Vorbesc aiurea pe câmpii. V-am zis, mai stau cu masca asta până la, nu știu, vreo 9, cred. Și apoi până mai strâng pe aici, prin casă, în alta. Ne-am zis mai târziu, vorbim mai târziu. Nu știu exact când. Sper să mai vorbesc cu voi în seara asta. Să nu uit să deschid camera, pentru că se întâmplă de foarte multe ori treaba asta. Gata. Ne auzim mai târziu sau mâine. Sper că mai târziu. Este joi, ora 10:20. Am venit în bucătărie ca să-mi fac un plic din acela de Vitalis și cu niște căpșuni, o banană și o cafea. Doar ce m-am spălat pe față, dar nici nu m-am dat cu cremă și simt că mă ține fața. Așa. Și voiam să vă spun despre periuța aceea electrică. Îmi place foarte, 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 foarte mult. Adică chiar se simte diferența și chiar înțeleg toate persoanele care ziceau că odată ce folosești o periuță electrică nu o să vrei să te mai întorci la una normală. Și într-adevăr așa e, se cunoaște diferența. Da, aseară n-am mai vorbit cu voi, nu știu exact ce s-a întâmplat. Știu că mi-am spălat părul și pe aceea m-a luat așa somnul și n-am mai deschis să mai vorbesc. M-am trezit destul de târziu, ca să zic așa. Bine, nu neapărat târziu, dar în ultima perioadă, bine, în ultimele 2-3 o lună, 2-3-4 săptămâni, mă rog, în ultima perioadă m-am trezit la, indiferent de la ce ori, indiferent de ora la care mă culcam, mă trezeam la 9 dimineața și acum, nu știu, m-am trezit la 9, dar după, mi-a fost atât de somn. Și am zis, mai stau puțin până la 10 și mi-am pus telefonul să sune și la 10 m-am trezit
Și da, cam asta. Mi-am spălat și burețelul pentru că vreau să mă mai chez puțin. Nu știu de ce am cearcănele astea atât de mari. În realitate, vă promit că nu sunt așa mari, dar văd că aici în cameră se văd, vai, imens. Nu știu. Zona asta pigmentată aici în jurul ochilor, deci mă scoate din minți. Nu știu. Da, ne, asta e, se întâmplă. Așa. Și da, v-am zis, acum o să-mi fac un plic din acela de Vitalis și cu niște căpșuni și o banană. Trebuie neapărat să mă dau o cremă ceva pe față, pentru că simt că mă strânge fața. Trebuie să mă și schimb de pijama mea cu Snoopy. Și da, da, să-mi fac și o cafea. Da, cam asta e. Afară este foarte, foarte urât. Vremea asta chiar te împinge așa să dormi. Adică parcă strig așa și zice, du-te și dormi. Pentru că e nor și a plouat și bate vântul și brr. Da. Gata, fetelor. Duc să-mi fac cafeaua și mai vorbim. Cafea din aia dalgona, dar nu e dalgona. Bine, e invers. Desfrecat și cu lapte peste. Am pus două lingurițe de nes din asta aici, din asta de la Jacobs. Mai pun o linguriță. Așa. Și acum o să pun... Vedeți ochiul ăsta aici. Foarte supărat. Și mai pun trei lingurițe de zahăr. Bam. Bam. O să pun mai puțin de 3, pentru că asta sunt cam adormită. Așa. Și mai pun 3 lingurițe de apă. Și o să le amestec așa cu blenderul și apoi pun lapte cald. Și gata. Aia e cafeaua super, super bună. Arată toate ingredientele mixate. Am zis că le pun la blender, nu? Nu le-am pus la blender, le-am pus la mixer. Și așa arată. Vedeți, e o spumă. Bam. Care nu se mișcă. Și acum o să pun peste ea lapte. Mie varianta asta mi se pare foarte bună. Știu că mai făceam cafea așa și acum câțiva ani când eram prin... eram cred că la facultate și îmi plăcea foarte mult. Merge și cu, și cu apă, dar cu lapte mi se pare super, super, super bună. Da. Nes. Pe voi vă lăsau ai voștri să mirosiți nesul când erați mici? 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 Pe mine nu. Nici cafeaua. N-avem voie să miros cafeaua pentru că nu știu ce se întâmpla. Am pus laptele și acum o să amestec totul ca să iasă spuma aceea la, la suprafață să se amestece. Aceasta este cafeaua mea și să vă arăt și micul dejun. Uitați ce bine arată. Bine, nu am aranjat eu fructele astea așa de frumos, dar mie îmi place și este și tare gustos. Abia aștept să mănânc și să-mi încep ziua. După cum puteți vedea, am ieșit cu acest cățel la păscut. Da, cățelul mănâncă iarbă. Așa e, când ai cățel, ieși cu el la păscut. Argos. Hai, mănânc. Poftă bună. Te-ai rușinat? De ce te-ai rușinat? Te-ai rușinat, mă? Haide. Nu? Gata? Gata prânzul? Lasă rândunica în pace. Nu te mai uita la ea. Argos? Prânzul? Iam, iami? Bălării? Iam, iam, iam. Argos? Argos? Am ieșit puțin afară, deși este destul de frig și bate vântul și așa, brr, vedeți că mi-am luat pufășenia asta pe mine și mă uitam acum pe aici prin curte, că au crescut tot felul de chestii, pe lângă
gazonul care trebuie tuns, n-a mai fost tuns de o săptămână și ceva și trebuie tuns. Au crescut și tot felul de burieni, vedeți, chestiile alea pe acolo nici măcar nu erau, nu știu unde au apărut, dar după ploaia asta au apărut o grămadă. Probabil dacă stați și voi la curte, știți problema. Și da, m-am și machiat cu paleta de la Boys & Berries, cu sclipici, vedeți, am și ruj, sunt pregătită de petrecere în halat și cu acest machiaj foarte, foarte sclipicios. Da, petrecere în ghilimele, pentru că o să stau acasă, în casă, bineînțeles, și o să mă uit la serialul acela Santa Clarita Diet, după care sunt obsedată și mă uit în continuu. Deja sunt la sezonul 2. Da, și sunt 3 sezoane. Cred că o să-l termin zilele astea. Da, cam asta este. Vorbim mai târziu. Mă duc să văd ce face Argus pe acolo, pentru că nu știu exact ce face. Și da, ne auzim mai târziu. Deci arăt foarte fancy. Urăsc cuvântul ăsta. Cu halatul ăsta roz așa pe mine și machiată cu perluțe în urechi. Deci sunt o superbă. Pot să ies în oraș sau ceva. Dacă vă întrebați ce am făcut până acum, am editat clipul acela cu machiajul inspirat din nuanțele bujorilor, cu roz și verde. Am stat ceva la editat pentru că a trebuit să tai foarte, foarte mult, bineînțeles, pentru că am vorbit mult, ca de obicei. Și da, cam asta s-a întâmplat. Și acum l-am lăsat la randat și am zis cât se randează el, să mă duc să pun ceva ca să mâncăm. Mă uitam la machiaj, care a rezistat super bine și genele mele sunt așa. Am început să folosesc rimelul acela de la, bine, îl foloseam și înainte, dar luasem o pauză cu el și îl foloseam pe cel de la Mesauda și acum a revenit la cel de la Boys & Berries. Rămân fără rimel, ar trebui să-mi iau, adică ar fi cazul să-mi iau un rimel nou. Cred că o să-l recupăr pe acela de la Essence, Lash Princess. Nu știu dacă o să mai, nu știu de fapt cât o să mai țin vlogul. Cred că o să-l închei în seara asta, pentru că deja avem 3 zile de vlog. Da, azi e joi, l-am început de marți și oho, deja cred că nici m-am uitat peste clipulețe, peste ce am filmat, dar știu sigur că am ceva material, pentru că v-am arătat și v-am arătat și vlogul, doamne, v-am arătat și produsele pe care le-am luat de la Bringo, v-am arătat și periuța electrică, deci ar trebui să fie ceva, să fie destul de lung clipul, pentru că dacă ați observat, vlogurile astea le fac mai lungi așa, deși clipul de mâine este destul de lung. Dar da, gata, mă duc să mănânc pentru că, nu știu, chiar mi-e foame, am stat concentrată, parcă mă dor și ochii pentru că n-am purtat ochelari, greșeala mea, am uitat să-i pun și așa se întâmplă când stau foarte mult la laptop și editez și sunt acolo concentrat așa, mă cam ustură ochii. De fapt nu mă ustură, dar simt așa puțin un disconfort. Dar da, văd că a dat și puțin soarele, bine, n-a dat soarele, e mai senin față de cum era astăzi, sper să se încălzească, pentru că nu-mi place deloc vremea asta, vedeți că sunt în halat și nu-mi place deloc situația aceasta rece. Da, gata, mă duc să mănânc și ne auzim mai târziu. Mi-am amintit să vă zic ceva. Am mai filmat astăzi niște filmulețe, am filmat niște filmulețe, am făcut niște filmulețe din acelea turbate pe TikTok. Cred că o să atașez aici ceva. Ori o poză cu contul, ori o să inserez ceva, vreun filmuleț, pentru că m-a distrat tare. Sper să vă distrați și voi, dacă o să mă urmăriți pe TikTok. Cred că v-am mai zis, nu? Numele. Dacă nu, o să vă las în descriere. Mi se pare că data trecută am uitat să vă las linkul către TikTok în descriere, dar da, haideți pe TikTok, haideți pe Instagram, pentru că acolo vorbesc mai des cu voi. Da, gata, acum chiar mă duc să mănânc pentru că mi-e foame. Bau, este deja vineri, deci aș putea să spun că am ținut vlogul ăsta 4 zile. Am venit în baie ca să mă demachez. Este destul de târziu, este vineri. E trecut de miezul nopții și am venit ca să mă demachez pentru că v-am tot arătat rutina mea de dimineață și am să vă arăt și pe aia de seară.
Și am zis că, nu știu, cât mă machiez să mai vorbești puțin cu voi, folosesc apa asta micelară de la Garnier și niște dischete de machiante de la, care mi-e plac foarte mult, sunt acestea de la Carrefour, marca proprie Carrefour, și mi se par foarte fine, așa, nu știu, foarte delicate spre despre de alte dischete. Da. Și de asta voiam să vă zic. Și până acum v-am zis că am ținut clipul la... Bine, s-a randat clipul mai devreme. Adică s-a terminat de randat mai devreme. Dar am tot lucrat la poza de thumbnail. Bine, am lucrat, n-am lucrat, am încercat eu să editez niște poze, să le adaug niște efecte, să le... Am făcut un colaj, după am făcut altul, după altul, după aceea nu mi-a mai plăcut cel pe care l-am făcut, am încercat cu altul și tot așa. De fiecare dată fac treaba asta când vine vorba de thumbnail, pentru că, nu știu, îmi place să... Mai ales când e vorba de thumbnail-uri pentru clipuri din astea în care mă machiez, nu știu, îmi place să spun thumbnail mai frumos și cu atât mai mult de când am început seria asta de machiaje inspirate din natură, îmi place să pun un thumbnail cât mai, nu știu, mai frumos așa. Și am încercat eu să pun mai mulți bujori decât erau, după erau prea mulți și până la urmă am lăsat pozele așa cum erau. Nu fac mare lucru atunci când editez pozele, ci doar le dau așa puțin contrast ca să nu știu, să iasă așa culorile în evidență. Și bine, puțină luminositate dacă e nevoie și cam atât. Nu prea fac mare lucru. A, și mi-am pus și, am anunțat și pe Instagram că o să postez. Mâine ați văzut că pun, dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut că pun mereu, înainte să postez un clip, pun o seară înainte, de obicei, pun un reminder din acela, ia uitați. Da, sunt foarte drăguță. Ia uitați și pe asta. Pun un reminder din acela pe Instagram. Un reminder, un timer, countdown se numește, parcă, cu, nu știu, o chestiuță din aia și anunț că în nu știu câte ore o să apară clip nou. Și îmi place foarte mult să fac treaba asta pentru că, nu știu, mă gândesc că poate mai sunt fete de pe Instagram care nu mă urmăresc pe YouTube și, nu știu, habar n-am, poate n-au clonțopelul, poate n-au clonțopelul activat pe YouTube și nu primesc notificare, habar n-am. Și așa, dacă anunci pe Instagram, îmi se pare cel mai ok. Da. Și lumina asta din baie e foarte urâțică. Doamne, dacă îți clipici am pe față, eu acum văd. Așa. Nu știu dacă v-am mai zis, dar sunt... Nu cred că am vorbit în vlogul trecut, nu despre asta. Sunt foarte, foarte, foarte încântată de seria asta de clipuri cu natura. Se pare, nu știu, se pare o idee genială și mi-a venit așa, ideea asta, nu știu, pur și simplu. Bine, cred că v-am mai zis, am văzut, anul ăsta am avut foarte multe flori și încă am foarte multe flori în grădină, spre deosebire de alți ani, pentru că, bine, aveam trandafirii cei roșii, erau, dar... am pus eu acum vreo 2 ani sau 3 ani irișa aceea, anul trecut am pus margaretele și irișa aceea când i-am pus erau foarte, foarte mici și acum s-au mărit așa și sunt, ați văzut cât de mari și frumoși sunt și au și făcut foarte multe flori anul ăsta. Chiar mă uitam, am rămas impresionată de câte flori au făcut.
Și îmi pare rău acum că am avut și ghiocei în primăvară. Și îmi pare rău că nu mi-a venit ideea asta cu aceste clipuri în culori din astea ale florilor mai devreme. Dar nu are nimic, asta e că am tot timpul din lume să fac clipuri cu machiaje din acestea. Să știți că eu îmi demachiez fața până când dischetă rămâne albă. Încă nu e albă. Dar asta îmi place mie să fac. Și n-am mai folosit, pentru că am mai stat la soare, n-am mai folosit masca aceea exfoliantă de la masca, soluția aceea exfoliantă de la The Ordinary, dar am aici un, și cred că o să-l și folosesc în seara asta. Am un, de fapt am două bureței, am doi, de fapt, bureței din aceea coniac sau conjac, nu știu exact cum se numesc, conjac parcă se scrie. Ia să vi-l arăt imediat. Tare, acum, alb așa și tare, adică e chiar foarte, foarte tare, dar dacă îl țin în apă, se moaie, pun gel de curățare peste el și vedeți ce, nu știu, de la depărtare pare că nici măcar nu mai demachia lui, dar dacă mă apropii, vedeți că nu sunt, n-am rimel sau ceva. Ziceam că n-am mai folosit soluția aceea exfoliantă de la The Ordinary și am folosit burețelul ăsta. Da, pun gel de curățare pe el și masez așa fața cu el și se pare că îl lasă pielea foarte curăță, pielea foarte bine și nu e nici, adică nu simt că mi-agresează tenul în fel. Eu pe acesta l-am luat de pe AliExpress. Am luat două atunci când am dat o comandă și l-am luat pe acesta care am înțeles că este pentru ten sensibil, așa scrie acolo. Și mai am unul negru care este cu ceva cărbune, pe care încă nu l-am folosit. Dar, da, o să-l folosesc și pe cena. Da, și acum cred că o să mă spăl pe dinți. Mi-am adus și periuța electrică aici. Am. Și ce să zic? Ne auzim mai târziu. Mai târziu, adică după ce îmi fac și eu duș și vorbim când mă bag în pat. Gata, mi-am aplicat și cremele. Bine, loțiunea aceea de la CeraVe și mi-am aplicat și niște cremă de ochi în seara asta. Nu știu de ce am simțit nevoia să-mi aplic cremă de ochi. Pe buze mi-am pus niște cremă din aceea de gălbenele. Pe mâini la fel am folosit o cremă de mâini pe aceasta de la Elmi Plant. Mai am foarte puțin din ea. Hidratează, dar mă enervează că îmi matifiază unghiile și trebuie să, bine, după ce o folosesc pe aceasta pe mâini, vin cu o cremă de gălbenele pe cuticule ca să mi, sau mă rog, invers, depinde cum, pe care o aplic prima, și îmi aplic așa cremă de gălbenele pe cuticule și pe unghii și se duce, adică lucesc unghiile din nou, dar nu știu, crema aia. De obicei am văzut că aceste creme de mâini, bine, nu aceste, dar cremele de mâini în general, matifiază unghiile. Nu știu exact ce au în, nu știu ce au în ele. Matifiază unghiile, bine, nu de tot, dar pe moment. Da, nu-mi place treaba asta. Mi-ar plăcea că atunci când mă dau o cremă pe mâini să-mi rămână unghiile lucioase, să nu le fac așa urțele. Bine, arată bine acum. Da, gata, o să mă mai cred, nu sunt sigură, pentru că am impresia că după ce o să închid becul, deja o să mai ia somnul. Cred că o să mă mai uit la un episod din Santa Clarita Diet sau cred că mă mai uit așa pe YouTube. Nu știu dacă a mai postat cineva astăzi, să văd, să verific dacă am de văzut clipuri noi. Dacă nu, da, mă uit la serial și somn. Așa că o să închei și acest vlog aici. Vă mulțumesc mult de tot că v-ați uitat și ne vedem în curând cu un nou clip. Nu știu exact ce o să fie, dacă o să fie tutorial, dacă o să fie vlog. Bine, știu exact ce o să filmez, dar nu știu în ce ordine o să apară clipurile. Așa că, da, vă mulțumesc că v-ați uitat și la vlogul acesta. Vă pup, ma, și ne vedem data viitoare. Pa!